Hola hermanos! Hai bine o la noi pe studio aici unde filmăm azi episodul cu numărul 8, 8 din 15. Aha, am trecut de jumate. Dar cu ce ne încânti astăzi este întrebarea pe care o primesc mereu de la fani și mai ales de la fanele emisiunii. Bă, nici măcar un mesaj, unu. Ei bine, mai facem astăzi un salt în timp și vă povestesc despre o perioadă de vreo 100 și ceva de ani care nu ar părea atât de mult la prima vedere, dar care ne-a influențat societatea într-un mod vizibil chiar și astăzi. Perioada fanariotă. Noroc totuși că vine să salveze situația cu incursiunea lui către București, Marele Miron Cosma. Ce? Bă, Tudor Vladimirescu. La începutul secolului XVIII, situația Imperiului Otoman era tot mai nasoală. Teritoriul întins, prost administrat, corupția împământenită în stat și imperiile vecine în ascensiune anunță declinul superputerii semilunei. După problemele provocate de rebelii Dimitrie Cantemir și Constantin Brâncoveanu, vedeți pe YouTube episod dedicat, turcii nu mai vor să se lege la cap și cresc autoritatea în principatele române, începând cu deceniul al doilea al anilor 1700. Iar sultanul numește acum domnitor după cum îi vrea turbanul. După pierderile enorme suferite de turci în fața Imperiului Habsburgic în zona Asta de sud-est, turcii nu-și mai permiteau acum să piardă din mână și Moldova și țara românească Importante atât strategic ca zonă de tampon, cât și ca hipermarketuri deschise non-stop pentru boșii din Istanbul Deci în timp ce Europa Vestică era scurt circuitată de iluminism, o nouă paradigmă care pro paradigmă, ce n-ai mă, am întâmpit? Dar cum să zic, un curent de gândire care încurajează raționalul, libertatea, toleranța, cu limitele lui, evident, nici azi nu s-a ajuns până acolo, ce pretenții să ai. Conecta cu iluminismul se mai întâmplă două fenomene importante. Revoluția industrială, care rapid o să mărească hăul dintre vest și est, și la sfârșitul secolului, Revoluția franceză, care marchează ascensiunea democrației și naționalismului. Și o să vedem unde o să ducă și asta. Înapoi în studioul nostru din București. În timpul ăsta, la noi, corupție, tribut și războaie. care asigură către progres. Cu nouul sistem pus la punct de otomani, favoriții la preluarea portofoliului țărilor române, sunt funcționarii greci din cartierul Fanar al Istanbulului care, cu experiență în negoți și în diplomație, licitau ca nesătui să prindă o capre de muls. Au fost câteva familii care și-au pasat domnia în suta asta de ani, un fel de cartel care să păstreze afacerile între ei. Contextul era ideal. Pe turc îl interesa să fie pace și să-și primească banul. Grecii licitau între ei odată la câțiva ani, nu prea mulți că după aia se obișnuiau, apoi la care câștiga se instala cu tot cu da lui de creditori de la care s-a împrumutat la Iași sau București, cum era norocul. Și apoi liber la scos banii investiți și peste, că prost să fii. Acum, ca să urmărim mai atent căpușarea statului și fac aici o aluzie fină, fină, la situația actuală. Dar nu în sensul rău. Mă refer strict la îmbogățirea funcționarilor statului cu ajutorul pozițiilor ocupate și a fiscalității frauduloase. Atât. Atât. Mai întâi, boierii și clerul sunt scutiți de impozite prin lege. Mi se pare normal. Concomitent, pentru fraier, povara fiscală se dubla de la un an la altul în a doua jumătate a regimului. De la 16 taleri în 1775 se ajunge la 215 în 1819. Informație tot din Ion Țurcanu, istoria românilor. Plus alte dări și muncă obligatorie pe moșile marilor proprietari. Asta, deși la mijlocul secolului se desfințează șerbia, atât în Moldova cât și în Muntenia. Doar în acte formal, că de fapt țăranii acum liber, vezi doamne, tot nu primeau pământ și trebuiau să lucreze pe moșile boierilor ca să nu moară de foame. Dar măcar se cheamă că liber. Ca un corporatist, glumesc, glumesc. Să vezi că mi ridic și pe ăștia în cap în episodul ăsta pe toți. Așa, altă chestie frumoasă. Monopolul otoman asupra exporturilor românești la prețurile evident la care aveau ăștia chef să cumpere. Grâne, cherestea, vite, bă, tot. Mergea la turci la prețuri de nimic. Uf. <laughs> Domnitorul avea acum puterea absolută în țară, guvernul de drăgători era și el pe acolo, iar marea adunare a țării este desfințată. Cu toate astea, și să se nimerească unul mai bine intenționat, cum s-a mai întâmplat de altfel, mare lucru nu putea să miște în front pentru că era direct răspunzător cu capul în fața sultanului. Ceea ce s-a și întâmplat, de exemplu, cu Grigore Ghica, executat în 1777, ușor de ținut minte că e special la păcănele, pentru că a comentat la cedarea Bucovinei către austrieci. Că tot am ajuns aici, vorbim o leacă și despre războaie și pierderi teritoriale, că au fost să fim noi sănătoși. Pe lângă Imperiul Otoman, cel austriac și cel rus, mai crește puternic în influență în perioada asta Prusia. Iar din ciocnirile militare sau tratatele date la mica înțelegere între aceste mari puteri, au de pierdut mai ales Cine? Ia să vedem care a fost atent. Fraierii, corect. Dar pe la sfârșitul anilor 1700, Polonia e făcută bara-bara, de fapt bara bara, bara de Austria, Rusia și Prusia și va fi complet ștearsă de pe harta politică până la sfârșitul primului război mondial. Acum, comparându-ne cu polonezii, vedem că la noi se putea și mai rău. Mai întâi banatul e făcut minge de ping-pong și rămâne până la urmă la Habsburg, fiind încorporat în Ungaria mai apoi, iar Oltenia doar temporar și se întoarce după 20 de ani ca muschetarii la țara românească. În 1775 austriecii ne iau pădurile. Nu că pe la nileu acum. Au plecat, mă? Da, păi, na, asta zic. În 1775 iau bucata aia din nordul Moldovei, la care de atunci îi zicem bucovina, pe motiv că nu le iese frumos conturul la hartă, fără colțul ăla de pământ, nu se unea el acolo cu celuasele de la polonezi. Rușii care băteau la turci în perioada aia ca la fasole, le-au zis luați băieți că e de unde, doar nu dădeau de la ei. Numai că majoritatea înțelegerilor ăstora nu erau pe față, iar românii tot mai credeau că rușii ar putea să fie de partea lor și le-ar vrea binele. Între 1806 și 1812, însă, are loc un alt război și se dau cărțile pe față. Rusia ocupă principatele române timp de 6 ani, cât durează războiul, iar la final, după ce se dă la pace, păstrează și jumătatea de Moldova de peste Prut, Basarabia. Ca suvenir, nu din răutate, că ei sunt băieți. Și voi acum. Le-a plăcut cultura localnicilor. Deci da, cam asta era peisajul în anii aia. Nu foarte optimist. Nici în Transilvania, care trecuse în Imperiul Habsburgic între timp, nu le era mai bine românilor. Dar nu numai. Iobagi în general, orice nație ar fi fost, dar români majoritatea, care răbufnesc în 1784 în răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan. Promisiuni nerespectate, foame, taxe și muncă pe deamoaca și revolta vine de la sine. Durează câteva luni nebunia. Apoi capii răscoalei, cum știm. Crișan se spânzură în închisoare, iar lui Horea și Cloșca le sunt roznite oasele pe roată și mor în chinuri. Păi dacă au făcut pe și nu și-au văzut de treabă. Urmări? Chiar degeaba n-a fost. S-a desfințat legarea de glie în acte, una, alta, dar cel mai important poate a fost caracterul național al răscoalei, care a coagulat românii în jurul unor idealuri ce vor lua forma unor petiții către împărat. Luate în seamă mai mult sau mai puțin. S-au făcut totuși și câteva lucruri bune. De ce să mănânc rahat turcesc? Unii domnitori au fost uh, oameni de cultură și filantropi, care au inițiat reforme mai mult pe hârtie, arătau super acolo, dar ca și Emil Constantinescu a fost în mici de sistem. Țările române au ieșit pe plus din treaba asta, cu mai multe cărți scrise în românește, ceva nou la vremea aia, câteva spitale și construcții publice și poate cel mai important, spre finalul perioadei fanariote, primele coduri de legi moderne, cât de cât. Codul Calimachi în 1817 în Moldova și legiuirea Caragea în anul următor în țara românească. Curând însă, funia ajunge la par și pe pandurii lui Tudor Vladimirescu îi mănâncă palmele a bătaie. Și am văzut, motive sunt destule. Până atunci mă întorc puțin de tot pentru context, la războiul la ruso-turc atunci când Rusia ocupă principatele române. Țarul avea înțelegere cu Napoleon care era pe culmea valului în perioada aia, că poate să le păstreze dacă lasă în pace în partea lui de Europa și francezul ne aruncă de deci sub autobuz, nu are nicio problemă. Norocul nostru însă, dacă putem spune așa, e că rusul nu-și respectă partea lui de înțelegere și Napoleon, sau Napo, cum îi spuneau prietenii de la scară, declanșează celebra campanie până la Moscova, care îi va anunța și sfârșitul. Rușii dau la pace cu otomanii pe frontul ăsta de la noi, unde oricum cam era un în și se retrag la repezeală spre războiul de la ei de pe teren propriu. Vor păstra totuși Basarabia, iar această nouă achiziție Că aici voiam să ajung. Este confirmată în congresul care va avea loc la Viena în 1815 și reunește marile puteri conservatoare ale Europei, care vor forma mai apoi Sfânta Alianță. În centrul adunării acesteia erau Rusia, Austria și Prusia, statele cele mai autoritare ale vremii, și cu reprezentanța Regatului Unit, Franței, Spaniei, Suediei. Iar ideea era să restabilească ordinea lucrurilor deranjate de Revoluția franceză și toate mișcările care au fost declanșate de ideile astea de națiune, libertate. Auzi la ei ce prostile treceau prin cap la muritori. Și normal să mai ciugulească pe unde se poate de la ăștia care o duceau mai prost în ultima vreme. Franța că n-a fusese ciuca bătăilor și suferise pierdere enorme în campania ieșuată de Rusia și Imperiul Otoman care nici măcar n-a fost invitat la discuții. Napole strică însă petrecerea. Evadează din Elba, se întoarce repede la conducere și vrea să se ia din nou în săbii cu aliații, dar este potolit repede. Învins decisiv la Waterloo, prilej pentru Dita mai hitul și exilat la căldură și o travă în insula Sfânta Elena din Atlanticul de Sud. Asta a fost pe scurt. Înapoi, suntem în plină chestiune orientală, titlul generic pe care îl poartă această perioadă de declin a Imperiului Turc, în care rușii și austriecii se gândesc cum facem noi să le luăm măsura cât mai mult. Englezii și francezii, cum tragem de timp să nu devină ăștia alți prea puternici și popoarele astea mai mici al de noi, cum scoatem și noi ceva bun din treaba asta poate o independență ceva. Încep să-și ascută colții mai întâi sârbii, care obțin pentru moment măcar un fel de autonomie față de otomani. Apoi prind curaj și grecii sprijiniți de ruși. Ruși care pe față semnau tratate de pace, că stabilitate, că echilibru, vezi doamne, și pe spate antrenau trupe de rebeli. Vezi Ucraina în ziua de azi, aceeași treabă. Apare deci la Odessa, în 1814, Eteria, o organizație creștină care are ca misiune eliberarea popoarelor balcanice, cu precăderea grecilor de sub otomani. În trenul ăsta urcă și românii. Așadar, în sfârșit, am prilejul să-l introduc în aplauzele dumneavoastră pe unicul pandur între panduri Tudor Vladimirescu Tudor fusese voluntar de partea rușilor în războiul încheiat cu pacea de la București din 1812. Și nu știu cum rămăsese el cu ideea în cap că tot aia era tabăra bună, chiar dacă ăștia luaseră Basarabia. Oricum, rusnacii îl făcuseră chiar locotenent cu divizia lui, tot ce trebuie, au știut să-l gâdile unde îi place. Acum Tudor, când începe să miroase a răscoală antiotomană, se bagă și el în eteria, iar că el mai fac și alții care visează la eliberarea de sub turci. în liber, boieri și chiar unii dintre domnii fanarioți, fiecare cu propriile motive. Unii să scape de povara dărilor imense către Imperiu, iar ceilalți să colecteze în locul lor. Ajungem astfel în anul 1821 și ca pieteriști sunt gata să dea drumul la spectacol pe mai multe scene simultan. Planul este destul de bine elaborat de șeful organizației, Alexandru Ipsilanti, fiul de domn Fanariot, care coordonează toată operațiunea asta de la Odessa sub mentoratul țarului Alexandru I. Deci, mai întâi, Tudor trebuie să ridice țara românească împotriva conducerii Fanariote, dar fără să pare că are ceva cu turcii, doar cu domnia țării. Între timp, o să vină și Ipsilan încoace cu oamenii lui și o să facă juncțiunea la București. Atunci turcii o să-și dea seama că e ceva necurat la mijloc și o să vrea să intervină. Dar bum! Chiar atunci o să se declanșeze acțiunea grecească și în Grecia, Grecia, condusă de Alex Mavrocordat și el tot fiu de domn fanariot. Și turcii... Și turcii? Și turcii o să alerge atunci ca niște curci fără cap, că nu o să știe de care să se ia primii. Pac, pac, bum, bum, toate popoarele Balcanilor libere și o să trăiască fericite până la adânci bătrâneți. Fain, era mai fain însă dacă chiar ar fi fost respectat planul. Mai întâi, țarul Alexandru I, să dă la fund, mai întâi din vorbe, apoi chiar pe bune, când la întâlnirea de la Ljubljana, ceilalți membri ai Sfintei Alianței pun de față cu toată lumea în prezentarea o PowerPoint că Alex plus egal love. Și ăsta că nu, nu, eu nici măcar nu-i cunosc, nu am văzut în viața mea. Tudor începuse din luna ianuarie recrutările în Oltenia și pordește cu o brigadă de vreo 8.000 de panduri către București și își pune tabăra unde altundeva decât în drumul tabere, exact, de unde și numele. Locul ăla de la metrou, fără metrou, adică, îl știți. În capitală, puterea era menținută pentru moment de un grup de boieri favorabil răscoalei, după ce domnitorul dăduse colțul din cauze naturale. În timpul ăsta ajunge și Ypsilanti la Iași cu mica lui Oaste, însă grecul era acum liber de contract, fără sprijin rusesc, lăsat pe drumuri de țară. În aprilie, cele două trupe se întâlnesc la București și liderii fac planul de bătaie pentru mai departe. Din punctul ăsta, însă, acțiunea deraiază de tot. Cei doi nu pot ajunge la o înțelegere pentru că lui Ypsilanti s-a urcat revoluția la cap și își face filme cu Grecia mare peste toți Balcanii, în timp ce pe Tudorul cam durea la bașchez de ideea asta. El abia aștepta să scape de Grecia al de lui Ipsilantii care făcuseră numai lucruri mișto în ultima sută de ani prin principate și el voia să lupte în primul rând pentru românii lui. Lucru pe care se pun de acord însă este să împartă țara jumătate în două pentru moment, Pandurii rămân în București, iar eteriștii la Târgoviște și o să vadă ei mai târziu. Tudoriști de seama că slabe șanse spre deloc în situația de față și începe negocieri cu Turcii pentru a evita intervenția armată și poate să scoată și autonomia țării chiar dacă rămâne în Imperiul Otoman. Sultanul zice că sigur facem, cu două condiții. 1. Ne ajutați să eliminăm pe eteriști și 2. Depuneți armă. Mele, la care Tudor evident spune nu. Cu turcii înainte spre Dunăre, pandurii se retrag spre Oltenia ca să pregătească defensiva. Asta în timp ce Vladimirescu tot trimite scrisori încercând să găsească cumva o cale de mijloc. Corespondența este însă interceptată de eteriști. Ipsilanti ordonă arestarea lui Tudor, iar acesta este capturat la golești Argeș, fără împotrivirea capitanilor pandurilor însă, care își trădează conducătorul pentru că era prea aspru când venea vorba de disciplină. Tocmai el spăzurase pe unul dintre ei mare lucru. Fără să o mai lungim, Vladimirescu este acuzat de trădare, judecat pe fugă și ucis. Rămași fără conducător, pandurii și uită pentru ce au plecat de acasă din capul locului. Iar oasta lui Tudor se dispersează. Unii rămân alături de greci și participă la bătălia de la Drăgășani, cotă 1 pe turci, unde eteriștii sunt pulverizați. Rămășițele oștii grecești vor fi urmărite în retragerea către Rusia și nimicite la Sculeni și Mănăstirea Secu. Iar principatele vor mai rămâne vreun an sub ocupația turcilor care au liber la jafuri și tot ce au e chef. Se vor retrage abia la presiunile marilor puteri care vor să restabilească zona asta de tampon. În Grecia altfel să treaba. Războiul continuă încă mulți ani și cu sprijinul occidental nepoții lui Socrate obțin independența în 1830. Rege este pus neamțul Otto, nu Rei dar important și el, primul conducător al Greciei moderne, de la care vom prelua și noi ideea cu prin străin vreo 30 de ani mai târziu cu Carol. Până atunci în principate se revine la domniile pământene, domnitor române, adică gata cu Grecia. Iar mișcarea de eliberare națională va crește cu societăți secrete și programe care vor pregăti o altă etapă importantă spre evoluția către o România modernă, Revoluția din 1848, despre care vorbim când cândva, decât în episodul următor. Punct. Gata. Mă bucur că am reușit să vă țin atenți până acum, totuși 10 minute, 10 minute. Și vă mulțumesc pentru asta și sper să ne vedem săptămâna viitoare, tot la 18.45, tot pe TVR1. Eu o să fiu sigur aici, acum na, cum aveți și voi planuri, nu e cu supărare. Mă căutați pe noi dacă nu, e ok. Ha, să fiți sănătoși și o seară bună!